de concediu. Aparte, precum și colegii mei de la Universitatea Marii Alexandrei, din cadrul Facultății de Inginerie, a fost plecat 2 luni, prin cadrul proiectului Insulură, la compania Heliotech, în care am desfășurat, am realizat o serie de caz, în care prezenta astăzi diferențele între 2 sisteme fotovoltaice în irigare. În primul rând, locația proiectului este undeva la 5-6 km de localitatea Herica, din Castel, în Spania. Acest sistem fotovoltaic va alimenta cu energie o pompă submersibilă și va iriga o zonă agricolă de 75.000 de metri pătrați, unde sunt cultivate 30 de hectare de migdale și 3 hectare de lavandă. Sistemele fotovoltaice au la bază principiile fotovoltaice, diferența realizându-se astăzi prin legătura dintre panourile fotovoltaice și consumator, în cazul de față, pompa submersibilă. Cele două sisteme sunt diferențiate prin primul sistem se realizează prin intermediul variatorului de frecvență și al doilea prin intermediul legăturilor regulator, baterii și inverter. Sistemul actual este alimentat de către un generator ce are un consum estimativ de 9200 de litri de combustibil. Acest combustibil are un cost anual de 10.300 de euro și are o emisie cu echivalentul la 27,7 tone de dioxid de carbon. O emisie foarte mare din punctul meu de vedere. Pentru a dimensiona instalația fotovoltaică, am luat în considerare puterea pompei aduce apa de la 120 de metri adâncime, necesarul de ore de irigat dorit de către client în sine, nivelul de iradiere din zona respectivă, precum și pierderele de sistem. Așadar, prima instalație este realizată din 68 de panouri fotovoltaice de 310W, distribuite pe 4 rânduri, adică de 17 panouri, având un total de 21 de kW putere. Acest sistem, cum am spus mai înainte, realizează transferul dintre curentul continuu în curent alternativ prin intermediul variatorului de frecvență. În cadrul celui de-al doilea sistem, acesta este realizat din 52 de panouri fotovoltaice, distribuite de asemenea tot pe 4 rânduri, având o putere de 16 kW. O putere mult mai mică față de primul sistem. Dar diferența de energie va fi susținută prin intermediul bateriilor. Acestea vor fi încărcate prin intermediul maximizatorului de putere, de la șarger electric. Bateriile sunt un număr de 24 de unități. Energia, curentul continuu ce va proveni de la maximizator sau de la baterii, va fi transformat în curent alternativ prin intermediul inverterilor, tot de la Schneider, către consumatori. În cazul în care avem nevoie de lucrări de mentenanță sau nu avem destul de iradiere solară, proprietarul poate utiliza un generator, poate utiliza generatorul actual sau unul de o putere mult mai mică și un consum mult mai mic. Cel propus de mine aparține firmei Genesat. Diferențele tehnice se reflectă inclusiv în diferențele economice. În această situație, prima instalație are un cost de 30.500 de euro, pe când a doua instalație are un cost de 47.900 de euro. Diferențele de cost rezultă și în diferențele de mentenanță, ce se calculează ca fiind 1,5% din costul echipamentelor. Într-o analiză pe 20 de ani, generatorul actual ar aduce un cost de 210.000 de euro la finalul acestor ani. Dar dacă am schimbat sistemele fotovoltaice, sistemul actual pe sistemele fotovoltaice, am ajunge la un cost de 24.000, respectiv până în 30.000 de euro. Dacă am considerat banii salvați ca fiind un venit, putem calcula astfel amortizarea realizându-se în prima fază undeva în primii 4-6 ani în funcție de sistem.
am prezentat patru diferențe între sisteme fotovoltaice cu generatorul actual.